Doamne ajută! Mulțumim! A câta mască e în proces de lucru? A câta mască? A cincea. De la ora 9. Și câte reușiți pe zi să faceți? Depinde de modelul de mască. Dacă e așa model greu, 25-30. Mai mult nici acum nu putem face. Soțul care le face mai mici, el face de la 100 până la 150 pe zi. Asta e. Da. Am văzut și măști foarte, foarte mari, așa, pe soarele și luna. Aveți tot felul de eroi. Da. Astea cât timp pe ea să-l faceți? O oră jumate. Două. Deci, dacă ajungeți în satul Dușman, aici doamna Natalia și domnul Victor o să vă întâmpini cu tot felul de eroi, cu măști și măști chiar foarte bune, numai bune de mers la bal. Ați mers la bal vreodată cu măștile pe care le-ați confecționat? Am vrut să plecăm, dar sunt motivii care ne-au oprit. Ba COVID-ul, ba alte probleme. N-am reușit. N-ați ajuns încă la bază. Dar măștile lor, cu siguranță, au ajuns. Soarele și luna. Soarele și luna. Cum asta e mică, era mică? Da, da, da. Că este leu, este Cazanova, este diavolul. Că este ananimo, scheletul. Sunt diferite, seara, soare, luna este, zi de plânge, ioara, motanaș. Vă place să faceți măști? Da. De ce? Nu-mi plăcut, nu era să mă pornesc. Îmi place, că sunt interesante și cu răbdare. Am ajuns în Italia, deodată nu chiar nu prea de lucru, am mai lucrat în Veneția la piață, la... Unde mai fost așa de lucru. Câți ani urmă? Asta a fost în 2000, m-am pornit. Am ajuns acolo și 3 ani am lucrat la piață, pe urmă am mai lucrat la... Pe unii mai așa, că piața dam cam să mântuie și apoi am dat peste băieții ăștia cu prietenii cu măștile, m-au luat la dus la lucru și m-am deprins. Ce-ți-o, răbdare, cam n-aveam răbdare, cam una alta. Deodată m-am mai puneam să le mai tai și ochii și împrejur. Băi, asta e răbdare mult, să puțăt ce la nicipim pe mâini, pe astea. Ziceam, fie de o zi spui, dar nu mai tăiem, treci la făcut. Și-a făcut și văd, mi-a plăcut făcutul și așa și facem. Dar m-am gândit când am zis în două, asta în 2010 la Moldova, am sunat, am vorbit cu ei, spus, facem treabă. Și că ne-am ocupat și la Moldova. Mulțumesc Domnului, merge treaba, avem. Care-i masca dumneavoastră preferată? Care vă toate, place cel mai mult? Toate. Toate le iubiți. Da. Toate sunt preferate, toate sunt frumoase. Îmi plac toate. Dar una poate e mai grea de făcut, care... Nu. Cam le aducem toate la condiții, că sunt mai mari, mai am soare, luna mare de tot. E greu de făcut, o fapt, trebuie să o facem într-o oră, trebuie să o facem... Mai repede, depinde. Această mască pe care mi-am ales-o eu se face în jur de 10 minute ca să o pună pe hârtie pe mască, după aia câteva minute o usucă și merge la colorat. Și iată așa, mergem la bal. Deci le uscăm, usucă reie când plouă, când iarnă. Ajută Domnul și le uscăm la soare și se usucă ușoare. Care e procesul de lucru? Procesul de lucru e... Cu cine lucrați? Cine vă ajută? Eu cu soția. Altcineva nu te ajută nimeni. Cine să ne ajute? Și Domnul. Eu, soția și Domnul. Altcineva și nu trebuie să ne ajute. Ce facem? E că eu pot să fac o mască pe afară, o fac. Și o să pune hârtie specială. Eu mi-e trimitit la Italia. La mine, la Moldova, nu prea. Nu trebuie să găsește. Și clei pe va și clei de-a boie. Chili, cum era înainte, chili, că mă iau fel pe acolo. Și că punem cartia, că noi am pus două. Mergem cu clei de asta pe va.
O chiamă, ca spuneam pe vostru, tot să ne interese mai bine. Procesul e greu, dar e răbdare. Migălos? E răbdare, trebuie să avem. E întremăt machetul, așa de hârtie, și eu îl fac din gips cu parte. Așezăm hârtia ca e să aibă formă. Când o scoatem din formă, iată așa, trebuie să arate. Sunt măști și mai ușoare, sunt și mai grele. Avem deja pe 8-lea ani de când lucrăm. Dumneavoastră ați lucrat în Italia sau no, aici? Nu, nu, nu. Doar eu aici cu soțul am început. Ați deprins acasă? Da. Încetșorul. Deodată mi-a fost greu, foarte greu, plângeam, mă enervam, nu mi-s premia și cu timpul m-am învățat. Iată acum o scoatem și o să vă arăt cum arată. Iată așa, mod, arată masca, plânge. Noi pe urmă, după aceea se usucă, o prelucrăm, le școriem și le aducem în forma să fie netedă, iată, cam unii se vede locul neted, așa trebuie să arăți o mască. Dacă bați soarele undeva 20 de minute, ele deamă trebuie și uscate.